Hei, se pare că Roxana și-a dat seama că Pavel este mult mai retras de când a avut acea discuție cu Adina și cu Monica. Sincer, din punctul meu de vedere, acea discuție a fost extrem de brută și dacă mă întrebați pe mine, eu n-aș fi trecut peste. Pentru că a fost o bârfă răutăcioasă. Se râdea în tot timpul acela. Chiar dacă Roxana spune că nu a râs atunci de ce spunea Adina, dar era o bârfă la adresa bunicii lui Paul. Despre asta este vorba. În fine, ea a vorbit cu Adina, bineînțeles, și cu Raluca și spunea că se va despărți de Paul, iar fetele oricum îi spuneau că fie la nuntă, fie la divorț, va fi alături de ea. Deci o șansă la o căsnicie pentru toată viața nu prea îi oferă nimeni. Era vorba despre căsnicie sau divorț. Nu știu, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să vorbească mult mai mult Paul cu Roxana și dacă mă întrebați pe mine, cred că ar trebui să iau o decizie mai reală.